A început primul congres de stomatologie Gold Art Dentistry Congress Endo & More. Evenimentul de prestigiu a fost organizat de Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, împreună cu Centrul Clinic Internațional de Microscopie în Stomatologie Vasile Goldiș din Arad. Este o inițiativă lăudabilă care s-a născut în urmă cu ceva timp. O idee susținută și încurajată de către doamna rector și pusă în aplicare de echipa inimoasă de la Facultatea de Stomatologie. A fost un efort deosebit la care au participat colegii de la facultate, dar și colegii din serviciile administrative. Și sunt convins că ne aflăm în fața unui congres de înaltă ținută științifică prin prezența deosebită a unor specialiști în domeniu. Finalitatea acestui congres fiind, bineînțeles, aceea de a crește prestigiul profesional al Facultății de Stomatologie din cadrul universității noastre, dar în același timp de a oferi informații valoroase studenților noștri, ei fiind ultimul și cel mai important beneficiar al acestui congres. Poate că unii sunteți arădeni, poate că unii ați venit din altă parte și vă spun bine ați venit la Arad. Să știți că Aradul este un oraș primitor și noi care vremelnic suntem prin funcții pe acolo, pe la primărie și la Consiliul Județean, încercăm să facem acest oraș din ce în ce mai primitor. Și este foarte important pentru noi să vă simțiți bine la Arad și dacă s-ar putea să rămâneți la Arad. Să lucrați în continuare împreună cu noi și pentru noi în acest frumos oraș de pe Mureș. Să știți că noi vedem dezvoltarea orașului nostru, în primul rând, gândindu-ne la oameni. Niciodată nu se poate face o dezvoltare fără să fie oameni. Pot să îmi exprim un sentiment de bucurie că mă aflu în fața unor medici stomatologi sau unor viitori medici stomatologi care se preocupă nu numai de sănătatea noastră, dar și de zâmbetul nostru. Iar pentru orice om, să zâmbească este dovada că în viața lui lucrurile merg bine, că poate este fericit. Și eu vă spun că aveți o meserie extraordinar de frumoasă și deosebit de utilă pentru noi toți. Evenimentul aduce împreună specialiști din România, Germania și Italia. Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, având onoarea de a pune Aradul pe harta congreselor internaționale de stomatologie și nu numai. Această primă ediție abordează teme de interes pentru medicii stomatologi din regiunea Aradului, dar nu numai, din țară și din străinătate. Ne bucurăm că au venit într-un număr atât de mare la congresul nostru. Tema principală a congresului este endodonția, dar și implicațiile acesteia în celelalte ramuri. Există sesiuni de workshop-uri, de hands-on-uri, dar și sesiuni de comunicări științifice, unde sunt invitați lectori de renume de pe plan național, dar și de pe plan internațional. Astfel, suntem bucuroși de a aduce noul colegilor noștri stomatologi, astfel încât să asigurăm această educație medicală continuă, nu numai pentru studenții noștri, dar și pentru medicii stomatologi.